Fii atent ce spun aici. Fă ce vrei tu, hai, dă amendă. De ce puneți mâna pe mine? Dă-i drumul și dă amendă. Pentru ce m-am amenințat? Dă-i drumul și dă amendă. Hai că ți-ar plăcut. Ce să-mi arătați mie, domnul Rădulescu? Iar scandalul a continuat. Aveți un indicator acolo, copiii reînțeles. Atât v-am spus, da? Aștept pe unul să-mi dage gaze în mea, nu mai te lua de mine. De ce țipați la mine? În cele din urmă, acestuia nu i-a mai păsat de nimeni și de nimic și a demarat în trombă lăsând toate actele în mâna agenților. Du-te, ia, ia-o înainte. De ce m-ați înjurat? De ce mă înjurat? Nu juram, hai. De ce ați făcut? Filmarea apărută pe rețelele de socializare a devenit imediat virală. În această dimineață, Gheorghe Dinca a ajuns la IGPR pentru a fi supus unei analize comportamentale efectuate de către specialiști. Colega mea, Gabriela Mihai, urmărește subiectul și ni se alătură chiar acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Gabi. Bun găsit! Am găsit în aceste momente principalul suspect din dosarul Caracal, Gheorghe Dincă, se află din nou în fața specialiștilor din cadrul IGPR. Analiza comportamentală a început încă de ieri, atunci când a stat de vorbă cu specialiștii aproximativ 6 ore, continuă și astăzi. A fost din nou scos din arestul central. Pe baza acestei analize comportamentale, procurorii DICOT, care se ocupă de acest dosar, pot trage concluzii importante. Vor vedea dacă la prima audiere Gheorghe Dincă a mințit sau nu atunci când a dat declarații și vor putea vedea anumite aspecte relevante pentru această anchetă. Între timp, tot aici la sediul IGPR a ajuns și fostul șef al IPJ Olt, Nicolae Alexe. Acesta este audiat în aceste momente în Comisia de Disciplină și a venit însoțit de avocat, cel mai probabil că vine și cu argumentele pe care le are în apărarea sa, având în vedere faptul că este verificat pentru modul în care a acționat atunci când a fost declanșată ancheta în dosarul Caracal și pentru faptul că, ne reamintim, Nicolae Alexe a avut un schimb de mesaje cu unul dintre oamenii de afaceri din Caracal, Remus Rădoi, despre care îl întreba despre Gheorghe Dincă și Alexandra. După ce, ne reamintim, Alexandra Măceșanu a sunat la numărul de urgență 112 pentru a anunța că a fost răpită și violată. Mulțumesc pentru informații, Gabriela, și mergem chiar acum să-l ascultăm pe președintele UDMR, Chelemen Hunor. Susține o declarație de presă. Naționale Ministerul Afacerilor Interne, prin proiectul de act normativ se propune introducerea unei norme legale potrivit cărea conducătorii de vehicule să aibă posibilitatea de a noastră, fiindcă din 1990 niciun candidat la alegerile prezidențiale nu a venit cu o ofertă spre minoritățile etnice, spre comunitatea maghiară și nu a vorbit despre aceste aspecte și problemele minorităților etnice. Deci să vorbim noi despre comunitatea maghiară, să vorbim noi despre relația majoritate minorități etnice, dacă se poate să dăm un suflu nou și dialogului româno-maghiar. Noi avem o viziune despre țară, nu este o viziune a maghiarilor despre România, este viziunea noastră pentru fiecare om, pentru fiecare cetățean, pentru român, pentru maghiar, pentru celelalte etnii, pentru cei care trăiesc în România. Și noi vrem să construim o țară mai bună, și noi vrem o țară mai performantă, și noi vrem un viitor mai predictibil pentru fiecare om. De aceea, în acest an, noi am ales un slogan, am căutat o sintagmă, am căutat un cuvânt, un termen care poate fi înțeles de toată lumea și am ales, ne-am oprit la sintagma respect, fiindcă e de înțeles și înțelege fiecare om, și românii și maghiarii. Și până la urmă, dacă ne gândim la ce ne lipsește în acest moment, respectul, ne lipsește și încrederea. Și vrem să vorbim despre aceste principii, despre aceste valori și să spunem că e nevoie de mai mult respect. În primul rând, statul trebuie să respecte pe cetățenii săi. Dacă nu există acest respect și în acest moment nu există, atunci nici cetățenii nu vor respecta pe instituțiile statului și vor pleca din țară. Vedem un exod masiv, pleacă în fiecare an peste 200.000, 250.000 de cetățeni și este cea mai mare problemă în acest moment, cea mai mare provocare pe termen lung pentru
România. Dacă nu există respect, nu există nici încredere. Dacă lipsește încrederea, nu se poate construi nimic. De aceea, în această perioadă, noi vom vorbi despre aceste aspecte. Respect între cetățeni, între stat și cetățean. Pe primul loc trebuie să fie cetățeanul, nu statul. Și este un lucru iarăși important dacă ne gândim cum se raportează statul în acest moment la cetățenii săi. Și, bineînțeles, respect între diferite comunități, în cazul nostru, între majoritate și minorități. Sigur că în această perioadă se discută foarte mult cine va câștiga alegerile prezidențiale. Important pentru noi este cum va arăta România în anii care urmează, fiindcă urmează o perioadă extrem de interesantă. După alegerile prezidențiale, locale și parlamentare de anul viitor, urmează 4 ani de zile când nu avem alegeri. Se poate gândi pe termen lung. După aceea urmează un an în care noi, într-un singur an, vom face toate alegerile, vom organiza toate alegerile la rând. Apoi iarăși sunt 4 ani, deci cine câștigă acum alegerile prezidențiale, apoi locale și parlamentare, poate să se gândească la un proiect de 8 ani de zile, pe termen lung, și nu va fi oprit de diferite alegeri pe parcursul mandatului de 4 ani. Este vital, în sfârșit, se poate construi ceva temeinic pe termen lung. Campania noastră va încerca să fie o campanie mai relaxată, fiindcă eu nu trebuie să mă uit la sondaje, nu trebuie să mă uit la cifre, nu trebuie să mă uit cine vine în spatele meu, cine mă prinde din spate. De aceea vom vorbi direct, vom vorbi sincer, deschis despre toate problemele societății noastre, așa cum vedem noi. Și, bineînțeles, vom vorbi și despre subiecte despre care am vorbit mai puțin sau aproape deloc, fiindcă vedem generațiile care vin, care cresc în această perioadă, care intră în viața activă a societății, sunt preocupați de problemele ecologice extrem de mult, sunt preocupați de economie, de venituri, de locuri de muncă și toate aceste aspecte nu intră în competența constituțională a președintelui. Din acest punct de vedere, poate să mă întrebe oricine de ce vorbesc despre aceste aspecte, dar este important ce crede un candidat la președinția României despre toate aceste aspecte. Nu e important ce competențe constituționale are în acest moment, e important ce viziune are despre țară, despre România, despre viitorul țării. Sigur, pe parcurs vom veni cu toate elementele necesare și așa vom începe această campanie. În acest moment suntem în campania de strângere de semnături, 200 de semnături, 250.000 de semnături vom aduna și vom depune la BEC. Acum, câteva fraze despre situația politică internă. Noi, în mai, înainte de alegerile europarlamentare, am spus, am luat decizia că nu vom susține mai departe guvernul PSD-ALDE. De atunci nu s-a schimbat nimic, absolut nimic. Săptămâna trecută, la ședința grupurilor reunite, apoi în CRU, am discutat aceste aspecte și am ajuns la concluzia că, în continuare, rămâne decizia din mai în vigoare, nu susținem guvernul, de data aceasta un guvern minoritar, fiindcă ALDE a plecat din coaliție și nu mai există acea formulă politică care a fost votată în Parlament. Nu s-a schimbat nimic, eu văd fel de fel de speculații în presă, analiști, ziariști scriu că nu știu cum, că totuși nu știu, subteran vom susține guvernul, nu se poate susține un guvern subteran și e risipă de timp să facă scenarii. Nu va exista susținere pentru un guvern minoritar pentru o restructurare. Moțiunea de cenzură. Noi am votat în iunie o moțiune de cenzură, am și semnat moțiunea de atunci și știam atunci că nu va trece. Știau și cei care au inițiat, știam și noi, știa toată lumea, fiindcă PSD-ALDE avea majoritate confortabilă. Astăzi e prima dată din 2017, când o moțiune de cenzură poate să treacă fără nicio problemă. Eu cred că cei care au anunțat că depun moțiune de cenzură au pierdut deja o săptămână. Dacă mai pierd o săptămână, s-ar putea să fie o surpriză mare. Să există o reorientare, fiindcă așa e în Parlamentul României de 30 de ani, așa e în politica românească, și să se trezească că
are majoritate guvernul, are 233 de voturi la restructurare. Dacă există 233 de voturi pe partea guvernului, nu va exista 233 de voturi pe partea opoziției. De aceea eu cred că orice pierdere de vreme, orice temporizare a depunerii moțiunii de cenzură prin fel de fel de argumente sau pretexte că trebuie să avem, să vedem dacă sunt semnături, dacă nu sunt semnături, va lăsa senzația că nu se dorește preluarea guvernării de către opoziție. Nu e bine. Nu e bine, fiindcă în acest moment eu cred că ar fi un pas important să se găsească o nouă formulă de guvernare, un nou guvern, dar nu va depinde de noi. Deci când se va depune o moțiune, când se va hotărâ că se va depune o moțiune de cenzură, vom veni și vom spune, așa cum am spus și săptămâna trecută, că va avea moțiunea de cenzură voturile noastre, nu va depinde de noi. În ceea ce privește Senatul, noi am discutat cu colegii noștri din Senat, nu îl vom susține pe domnul Meleșcanu, nu e o chestiune personală, dar dacă nu susținem guvernul, nu susținem propunerea guvernului la Senat, nu putem să-l susținem pe domnul Meleșcanu. Dacă va exista din partea opoziției o candidatură așa cum se anunță, se preconizează, acea persoană va avea susținerea noastră, dar trebuie să așteptăm să fie clarificate aceste aspecte, poate săptămâna viitoare. Dacă aveți întrebări... Ați avut discuții? O clipă, stați așa, că avem aici o doamnă superbă, colega mea, doamna Hegeriș, de 10 ani lucrăm împreună. Noi am luat o decizie, poate istorică, dar nu chiar istorică, că s-a mai întâmplat să avem purtător de cuvânt. Începând de vineri, avem purtător de cuvânt în persoana doamnei Hegeriș. Nu este purtător de cuvânt doar pentru perioada campaniei electorale, este purtător de cuvânt pentru o perioadă mai lungă a Uniunii Democrate Maghiare din România. Așa că veți ține legătura și cu ea. Este o persoană bine pregătită, cunoaște politica românească, a fost secretar de stat, a fost pentru o perioadă scurtă ministru și este vicepreședinte executiv. Deci vă rog să țineți legătura și cu ea. Și acum o să răspund la întrebările. Când vă vedeți cu domnul Ludovic Orban, v-ați văzut deja și da. Puneți dumneavoastră? Ne-am întâlnit în această dimineață. M-a sunat săptămâna trecută să ne vedem. Astăzi dimineață ne-am întâlnit. Nu avem condiții. Am discutat. El a zis cum vede lucrurile. Eu am spus cum văd lucrurile. Am spus ceea ce v-am zis și aici, că e o pierdere inutilă de vreme. Nu, asta o să spună el când va face declarația. A fost o discuție absolut normală. Am făcut o analiză. Nu există condiții, nu există presiuni. Noi așteptăm. Nu avem altceva de făcut. În trecut ați cerut liberalilor să vină și cu o propunere de premier, cu o structură de guvern, cu nume de ministri, cu un program de guvernare. Ați mai discutat aceste aspecte cu domnul Orban? Acea solicitare este valabilă în continuare. El a anunțat, sau ei, liberalii, nu știu dacă personal domnul Orban, a anunțat încă din iunie că au o decizie luată în forurile de conducere și domnul Ludovic Orban este propunerea lor pentru funcția de prim-ministru în cazul în care se va întâmpla. L-ați susținut Orban pentru funcția de premier? Stați, că e o discuție mult, mult, mult prematură. Despre acest subiect vom discuta când va exista o moțiune de cenzură. Dar noi cunoaștem intenția lor, decizia lor, nu e momentul să rediscutăm, să reluăm această discuție. Probabil că dacă se va schimba ceva la ei, vor veni și ne vor anunța pe tot. Pe noastră, în primul rând, și apoi și pe noi. Cu doamna Dăncilă ați mai vorbit? Au mai încercat să negocieze, să discute cu dumneavoastră, cu DMR-ul, pentru o susținere în Parlament? Am avut o discuție cu doamna Dăncilă și am spus care este poziția noastră, foarte limpede, elegant. Ea știe. Când? A fost o întrevedere cu ața în față? Da. Deci eu ieri am vorbit cu doamna Dăncilă și a fost o discuție
scurtă, la obiect, așa cum am spus săptămâna trecută, am spus și doamnei Dăncilă că nu putem susține restructurarea. Deci a fost o discuție absolut corectă, fără nicio presiune, fără nicio supărare. Asta a fost. Ați discutat și despre candidatura doamnei Alina Gorghiu pentru șefia Senatului cu liberalii, cu domnul Dodi Borban? Nu. Nu am discutat, am discutat că vor veni săptămâna viitoare, dar eu am discutat cu alți liberali, știu de această candidatură, dar astăzi nu am abordat acest subiect cu domnul Orban. Și ați susține această candidatură? Dacă va exista această candidatură, da, nu avem o problemă, nu e nicio, nu e niciun secret, dar deocamdată nu știm, că vedeți acolo, e Meleșcanu, nu e Meleșcanu, are și ALDE. Mai e varianta Iani Popa. Anunțată e pe alte. Da, deci e varianta lor. Nu comentez varianta. Am ascultat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, cel care a fost desemnat la finalul săptămânii trecute în cadrul Consiliului Reprezentanților Unionali, candidat din partea Uniunii la funcția de președinte al României. Kelemen spune că desemnarea unui candidat UDMR reprezintă până la urmă o chestiune de onoare. De asemenea, mai adăugat Kelemen Hunor că va fi o campanie electorală a respectului și a viitorului, iar sloganul său de campanie va fi Respect pentru toți. Continuăm jurnalul și cu alte informații acum. Un pacient din clinica de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova a murit pe scările spitalului la doar câteva minute după externare. Bărbatul de 48 de ani din Dolj a suferit un stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvat. Respiră! Respiră! Lasă-l acolo! Pacientul de 48 de ani fusese îngrijit timp de două săptămâni în clinica de cardiologie pentru o afecțiune coronariană severă și diabet. La momentul internării, medicii au constatat că acesta suferise o infecție la nivelul unui picior după ce călcase într-un cui. Bărbatului nu i s-a putut monta un defibrilator cardiac, iar el a cerut să fie externat pentru a urma tratamentul cu antibiotic acasă. Dorința i s-a îndeplinit. Medicii au făcut externarea cu precizarea să revină la spital după ce îi se va vindeca rana de la picior. Pe scările policlinicii, pacientul a suferit însă un stop cardiac și nu a mai răspuns la manevrele de resuscitare, deși medicii s-au chinuit mai bine de o oră și jumătate să-l readucă la viață. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Craiova spun că nu se pune problema unei anchete interne în acest caz. Un nou episod are loc astăzi în Războiul Trădătorilor din ALDE. Călin Popescu-Tăricianu spune că Teodor Meleșcanu face glumițe când afirmă că decizia de excludere din ALDE a celor care acceptă funcții de la PSD nu-l privește. Ba mai mult, liderul aldiștilor îi amintește fostului ministru de externe proverbul capul face, capul trage, trecând astfel la amenințări directe. În ciuda acestui declarații războinice, însă pe surse, PSD susține în continuare pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului. Cu mai multe detalii despre acest joc al trădării, ni se alătură colega mea Alina Sorocean. Te ascultăm, Alina, bun găsit! Am găsit că Călin Popescu-Tăricianu susținea că așteaptă un răspuns de la Teodor Meleșcanu. Speră totuși ca într-un final să nu accepte propunerea de la Partidul Social Democrat pentru a candida la șefia Senatului din partea PSD. Menționa că probabil a făcut o glumiță în momentul în care fostul ministru de externe a menționat că nu se aplică decizia ALDE și în cazul domniei sale, întrucât o decizie nu poate să fie aplicată retroactiv. Vă reamintesc faptul că ALDE a luat o decizie prin care toți membrii acestui partid care acceptă o funcție de la PSD sunt excluși automat din ALDE. În acest sens vom vedea ce se va întâmpla în cazul lui Teodor Meleșcanu, cel care menționează că răspunsul este deja dat la PSD încă de zilele trecute. Dacă însă Teodor Meleșcanu va rămâne pe această poziție și va candida din partea PSD la șefia Senatului, însă acesta ar urma să fie exclus din ALDE, iar asta ar însemna că partidul pierde grupul politic la Senat, pentru că este nevoie de minim 7 membri ca să formeze un grup politic. Domnul Meleșcanu consideră că nu se aplică decizia de ieri a dumneavoastră din ședință de a fi exclus, pentru că el a anunțat înainte de a lua decizia aceasta că vrea să candideze la șefia Senatului. Astea sunt glumițe, da. Sigur, da.
registru de glume, dar aici discutăm lucruri serioase. Nu e cazul de glume. Teodor Meleșcanu părea însă destul de serios. Potrivit statutului corpului senatorilor și deputaților, se prevede că orice parlamentar are dreptul să candideze la orice funcție și să fie ales. Adoptarea acestei decizii astăzi nu are efecte retroactive. Eu am informat de ieri că am acceptat invitația respectivă. Deci, din punct de vedere, nu poate să aibă niciun fel de urmare juridică serioasă. Călim Popescu-Tăriceanu a trecut apoi la amenințări. Nu sunt pe post de consilier, fiecare merge, pe, știți, e vorba aceea românească, capul face, capul trage. Pentru ca apoi să revină la păpușarul întregii situații. Ceea ce se întâmplă cu acest atac al PSD-ului la adresa ALDE este un lucru extrem de grav, pentru că încercarea a fost de preluare ostilă nu numai a unor parlamentari, ci a întregului partid. Și destructurarea lui. Grupul senatorilor PSD a decis luni să-l nominalizeze pe fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului și pe surse își menține decizia. Dezertarea lui Meleșcanu i-a pus pe cei de la ALDE într-o situație complicată. În acest moment, grupul din Senat depinde de prezența lui Teodor Meleșcanu. În caz contrar, el riscând să fie desființat. Pentru a avea un grup în Senat, un partid trebuie să aibă cel puțin 7 senatori care au fost aleși pe o listă. Prin plecarea lui Meleșcanu, ar rămâne doar 6, ceea ce ar duce la desființarea grupului. Scandal în USR legat de alegerile pentru șefia partidului. Deși ar fi trebuit să fie un proces 100% democratic, datorită softului specializat de numărare a voturilor, denumit generic Zeus, iată că și așa apar discuții. Se pare că votul a fost prelungit cu 48 de ore, în principal pentru a se verifica situația de la Iași. Acolo există suspiciuni că alegerea noului lider de partid ar fi fost influențată în favoarea lui Cosette Chichirău, de o recoltă suspectă de oameni noi, potrivit mai multor surse B1.ro. Din cei aproximativ 16.000 de membri USR, doar 7.000 votaseră până în momentul în care votul ar fi trebuit să se încheie. Alegerea se desfășoară digital, pe baza unei adrese de e-mail. Chiar și așa, pentru cei care nu au poștă electronică, votul se poate face pe un laptop, în baza unei parole. Totuși, este important de notat că votul nu este final, ci poate fi modificat ulterior până la închiderea procedurii. Mai exact, poți vota astăzi cu Barna, iar mâine să-ți schimbi opțiunea în favoarea lui Chichirău. În acest context, pe un grup intern al USR a fost reclamat faptul că, peste noapte, a apărut o recoltă controversată de oameni noi, care ar avea ca scop înclinarea balanței în favoarea liderului USR Iași, Cosette Chichirău. Felicitări echipei de extindere de la Iași pentru filiala cu cea mai bună recoltă de membri noi. După ce în 2017 a trebuit să intervenim dinspre Biroul Național pentru ca doamna Cosette Chichirău să nu mai țină filiala închisă, iată acum se depășește frumos planul și producția în luna de dinainte de alegeri. Premiul hashtag Daia Unii Salvează pentru luna august merge către echipa Chichirău Hăvârneanu. Este unul din mesajele interne ale USR, mesaj consultat de B1TV.ro pe grupul intern al partidului. Practic, sursa citată a explicat că deși la finalul lunii iulie filiala Iași avea 656 de membri, în luna august au fost adăugați alți 388 de membri. Ba mai mult, 314 din cei 388 de colegi noi nu au adresă de e-mail. Sper sincer să mențineți același ritm și după alegerile interne pentru președinția USR. De asemenea, îmi exprim speranța că cei 469 membri USR Iași fără adresă de mail nu vor fi nevoiți să voteze în prezența doamnei Chichirău sau a unor colegi de filială care lucrează la cabinetul dânsei sau care și-au exprimat deschis susținerea față de vreunul dintre candidații anunțați la președinția partidului, a adăugat persoana citată pe grup. Cosette Chichirău și echipa sa au pus acest fenomen pe seama faptului că cei mai mulți nou veniți locuiesc la țară și nu folosesc prea des internetul, spun sursele B1.ro. Însă miza reală e clară, câștigarea șefiei USR pentru că, potrivit regulilor interne, președintele e ales prin votul direct al tuturor membrilor. Și în acest context, orice adeziune contează enorm. Mai mult decât atât, pe laptopul de pe care votează inclusiv cei de la Iași, există un soft care memorează parolele. Există suspiciuni că echipa lui Cosette Chichirău intră a doua zi și, pentru că procedura permite, schimbă votul membrilor. Teodor Paleologu, desemnat candidatul PMP la prezidențiale, a anunțat pe Facebook că a semnat pentru susținerea candidaturii lui Dan Barna la alegerile din noiembrie 2019. Acesta a ridicat și o întrebare. Oare președintele USR va semna la rândul său pentru susținerea candidaturii sale? Am semnat pentru Barna. Barna semnează pentru mine? Îl lasă consilierii? În 2016 strângeam semnături cot la
cot cu useriștii și strângeam unii pentru alții. Eu pentru ei și ei pentru mine. În urmă cu o săptămână, Teodor Paleologu a declarat că dacă USR Plus ar fi venit cu un candidat mai bun, nu ar fi ezitat să-l susțină. Însă nu e cazul. El a adăugat că l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru că e un tip simpatic. De altfel, Teodor Paleologu spune că vede un scenariu similar în turul 2 al prezidențialelor. Cristian Laslo, pe care îl vedeți în poză, își aduce aminte. Mi-a spus că își dorește un tur 2 între Barna și Paleologu. Ce bine ar fi! Nu e prima oară când Teodor Paleologu aruncă săgeți în direcția candidatului USR. În urmă cu o săptămână, acesta a declarat ceva similar. Pe mine m-a convins Barna să candidez. Dacă ar fi fost Cioloș, nu aș fi candidat. Viața mea e dedicată casei, fundației, cursurilor. O să mă întrebați ce m-a apucat. Dacă ar fi fost un alt candidat mai bun din partea USR Plus, nu aș fi ezitat să-l susțin. Dar nu e cazul. Mai mulți ambasadori din state cu comunități mari de români au criticat dur autoritatea electorală permanentă, dar și pe secretarul general al Ministerului de Externe, într-o ședință desfășurată cu ușile închise. Ambasadorii l-au reproșat reprezentanților AEP organizarea defectuoasă a alegerilor prezidențiale din noiembrie, scrie G4media.ro. Ședința a avut loc săptămâna trecută în marja reuniunii anuale a diplomației, a durat câteva ore și a fost o adevărată revoltă a diplomaților, scrie G4 Media. Ambasadorii au protestat față de proasta organizare a prezidențialelor din noiembrie 2019, avertizând că vor fi probleme chiar mai mari decât la europarlamentare din cauza modificărilor legislative din ultima perioadă. Țintele reproșurilor au fost președintele AEP, Constantin Mitulescu Buică, care a fost criticat pentru modificarea defectuoasă a legislației, și secretarul general al MAE, Laura Chiorean, fosta șefa organizației de femei a PSD Cluj, unsă la MAE, din ordinul Vioricăi Dăncilă. Diplomații au atras atenția asupra faptului că secțiile de votare vor fi aproape imposibil de găsit, în condițiile în care votul din diaspora se va desfășura pe durata a 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, iar vinerea instituțiile publice din țările respective sunt ocupate cu activitățile obișnuite. De asemenea, diplomații au criticat și prevederea introdusă în această vară de AEP, conform căreia cetățenii români pot vota în baza titlului de călătorie, un document care nu conține codul numeric personal. Lipsa CNP, spun aceștia, face imposibilă verificarea în softul care previne votul multiplu. O altă prevedere introdusă în această vară în lege, cea referitoare la obligația șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consultare de a-i desemna pe președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și pe locțiitorii acestora, este privită cu scepticism. Ambasadorii și consulii susțin că nu există suficienți angajați în misiunile diplomatice pentru a-i numi în aceste funcții, ceea ce înseamnă că ambasadorii trebuie să apeleze la persoane din comunitate, fără a avea însă control asupra comportamentului sau chiar prezenței acestora în ziua votului. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 10 noiembrie, iar numărul cetățenilor români din diaspora înscriși pe portalul www.votstrăinătate.ro, special creat, era de doar 13.800 de alegători români pentru vot la secția de votare și 14.401 de alegători pentru votul prin corespondență. Cartelele preplătite nu se vor mai putea vinde decât cu buletinul începând cu 1 ianuarie 2020. Mai mult, cei care dețin deja astfel de cartele și nu vor să-și dea datele personale nu vor mai beneficia de servicii începând cu 1 septembrie 2020. Acestea sunt doar două dintre prevederile incluse în ordonanța de urgență care modifică sistemul 112 și care a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. De asemenea, datele personale ale utilizatorilor de telefonie vor fi stocate 5 ani de STS, iar amenziile pentru apelurile false au crescut de 5 ori până la 5.000 de lei și vor putea fi aplicate chiar de luna viitoare. Slăbiciunile din sistem scoase la iveală de cazul Caracal au forțat guvernul să încerce să schimbe ceva. Așa s-a ajuns la o nouă ordonanță de urgență pentru a modifica sistemul 112, unul greoi și bolnav. Prima modificare adusă sistemului 112 este cea care privește introducerea unei noi tehnologii care permite o localizare mai bună a celor care sună la numărul de urgență. Este vorba de tehnologia de localizare Google, bazată pe funcția AML, Advanced Mobile Location. Practic, atunci când este inițiat un apel de urgență, telefoanele mobile inteligente care au această funcție transmit un mesaj de tip SMS către centrele de preluare a apelurilor de urgență 112, ce conține informații privind localizarea utilizatorului de telefonie mobilă, informații bazate pe data de la sistemele globale de navigație prin satelit, având o acuratețe de 5-50 de metri. O altă modificare importantă, cartelele preplătite nu vor mai putea fi cumpărate de la 1 ianuarie 2020 decât pe baza furnizării datelor personale.
Ordonanța introduce o prevedere ca datele despre utilizatori să fie colectate și transmise către STS și pentru utilizatorii serviciilor de telefonie fixă, iar toți operatorii de telefonie mobilă și fixă vor fi obligați să actualizeze și să transmită către STS aceste date până la data de 25 a fiecărei luni. Toate aceste date personale vor fi stocate de către STS pentru o perioadă de 5 ani. Cartelele prepay se vor vinde începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanță, datele de identificare. Prelucrarea acestora este permisă până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încetării furnizării serviciului de telefonie mobilă. La împlinirea termenului, datele se șterg sau, după caz, se distrug. Ordonanța de urgență modifică și cuantumul amenzilor pentru apelurile false date la 112. Începând cu data de 1 septembrie 2020, alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se sancționează cu amenzi de până la 5.000 de lei. Un bărbat din Buftea s-a gândit că va da lovitura, ajutat de o complice. Acesta a reușit să fure banii dintr-un bar într-un moment în care nimeni nu se afla în incintă. Ghinionul lor au fost camerele de supraveghere instalate atât în interiorul cât și în curtea localului. În imagini se vede cum bărbatul intră în curte însoțit de o femeie. Aceasta rămâne însă afară pentru a se asigura că bărbatul poate comite fapta fără să fie prins. El pășește liniștit în incintă și observă că restaurantul este gol. După ce studiază terenul pentru a-și pune la punct planul de atac, tânărul iese din local doar pentru a intra din nou, însă pe ușa din spate. Încurajat de femeia care aștepta la intrare, după câteva momente de ezitare, individul se apropie de casa de marcat și fură banii lăsați la vedere, printr-un gest cât se poate de natural. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare în speranța că hoțul va fi prins. În Târgu Jiu, un individ a dat lovitura într-un magazin, fără să bănească măcar vreo secundă că este filmat de camerele de supraveghere. Încurajat că prima oară a scăpat și a încercat norocul și a doua oară, după numai câteva minute. Și nu a dat greș, chiar dacă nu a furat mare lucru. Imaginile au fost publicate în mediul online și au devenit virale. Individul din imagine a mers la furat prima oară ieri dimineață, într-un magazin din centrul municipiului Târgu Jiu. Individul a intrat glonț în magazin, a sustras câteva bunuri, după care a încercat să plece. El a fost prins însă de proprietarii magazinului, care i-au cerut acestuia să înapoieze bunurile furate. Mai mult, patronul magazinului l-a avertizat pe individ și de existența camerelor de supraveghere. Însă chiar și așa, hoțul a revenit. După numai câteva minute, individul s-a întors în magazin, a profitat de neatenția angajaților și a furat un telefon de pe un birou. Potrivit proprietarilor magazinului, telefonul furat nu era unul de valoare. Chiar și așa, cel care deține magazinul respectiv a făcut deja o plângere la poliție, iar autoritățile încearcă acum să dea de urmele tâlharului. Imaginile cu cele două furturi au fost publicate și pe rețelele de socializare și au devenit virale. Un nou scandal lovește sistemul medical. La Sighetu Marmației, 8 persoane cu dizabilități sunt ținute în cuști sau legate de paturi. Vă avertizez, urmează imagini, dar și detalii care vă pot afecta emoțional. Centrul de recuperare pentru persoane cu handicap Sighetu Marmației seamănă mai degrabă a lagăr de concentrare decât a spital. Pacienții cu probleme psihice de la secția de psihiatrie a spitalului sunt ținuți în condiții greu de imaginat. Oamenii sunt captivi în cuști de numai 2 metri cu ramă metalică și plexiglas transparent, precum animalele la grădina zoologică. Mai mult, câțiva dintre pacienți sunt legați de paturi cu cămăși și fâșii din cârpe. Canalizarea clădirii se devarsă în spatele acesteia, iar mirosul este de nedescris. Totodată nu există niciun personal specializat. După ce imaginile au ajuns în mediul online, autoritățile locale au cerut intervenția de urgență a ministrului sănătății. Sorina Pinte anunțase însă încă de săptămâna trecută că urmează să meargă în inspecție la mai multe spitale, printre care și cel din Sighetu Marmației, după cele întâmplate la spitalul de psihiatrie de la Săpoca, acolo unde un individ a ucis 5 oameni și a rănit alți 8. Săptămâna trecută
Inspecția din cadrul Ministerului Sănătății a stabilit planul de control. Acesta a fost înaintat direcțiilor de sănătate publică, astfel încât începând de astăzi, în toate spitalele de psihiatrie din țară au loc controle. Incendiu puternic la stația de ambulanță din Târgu Neamț. Trei autospeciale aflate în garajul instituției au ars ca niște torțe. Pompierii sosiți la fața locului au reușit să stingă rapid focul, dar aparatura cu care erau prevăzute ambulanțele a fost complet distrusă. Alarma s-a dat azi noapte în jurul orei 4:30 la stația de ambulanță din Târgu Neamț. Câțiva localnici au simțit mirosul greu de fum și au sunat imediat la 112. Până la sosirea pompierilor însă, ambulanțele și aparatura din dotare acestora au ars ca niște torțe minute în șir. Intervenția trebuia făcută rapid, deoarece flăcările se apropiau de zona rezervoarelor mașinilor și exista riscul producerii unei explozii. După aproape o oră de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul. Reprezentanții ISUS spun că cel mai probabil autospecialele au luat foc în urma unui scurt circuit electric. Scandal cu pistoale pe străzile din Cluj-Napoca. Doi indivizi cu cagule au oprit în trafic o bătrână pe care au amenințat-o cu pistolul. Trecătorii au dat alarma, iar agresorii au fost prinși și duși la audieri. Scandalul a avut loc aseară în jurul orei 19:30, chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca. Cei doi indivizi cu cagule pe față o urmăreau de minute bune pe șoferiță. În timp ce așteptau la un semafor de pe calea dorobanților, cei doi bărbați au decis să acționeze. Au scos un pistol și au amenințat-o pe femeie sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Unul dintre martori a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns mai mulți polițiști și jandarmi. Atacatorii reușiseră însă să scape. Imediat, toate echipajele de poliție și jandarmerie care se aflau pe teren la momentul respectiv au pornit în căutarea celor doi pistolari, pe care i-au găsit în mai puțin de o oră. După ce le-au perchiziționat mașina, polițiștii au găsit arma cu care agresorii au amenințat-o pe femeie, una neletală. Cei doi indivizi au fost reținuți și duși la audieri. Operațiune de salvare cu final fericit în județul Dâmbovița. Un copil de 3 ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut în fântâna din curtea casei. Bunicul său, care a intrat după el pentru a-l salva, a rămas și el blocat în fântână. Pompierii sosiți la fața locului au reușit să-i scoată pe cei doi la suprafață. Din 110% sigur. Mai 30 secunde mai repede. Stai, pune centura asta de tine. Pune centura asta, nu are s-o prind. Mezoane, bați până sub braț. Scenele s-au derulat în localitatea Matraca din județul Dâmbovița. Copilul în vârstă de 3 ani a alunecat și a căzut în fântâna adâncă din curte. Fără să stea pe gânduri, bunicul său în vârstă de 59 de ani i-a sărit în ajutor. A intrat repede după el și a reușit să-l țină pe cel mic la suprafață, dar a rămas și el înțepenit. Din fericire, pompierii au sosit imediat la fața locului și au reușit să-i scoată în viață pe amândoi. Pune centura pe tine! Nu te mai ține nici de furtună, te ține hamul! Najană, te ține noi ham! Intervenția pompierilor a fost una extrem de dificilă, în special din cauza adâncimii puțului. Au reușit să-l scoată inițial pe micuț și apoi pe bunicul său. Cei doi au fost duși la spital cu o ușoară hipotermie. Medicii spun că atât bunicul cât și nepotul sunt acum în afara oricărui pericol. Ministerul Afacerilor Externe vine cu un avertisment pentru românii care călătoresc în Spania. Mai informează cetățenii români care se află, tranzitează sau care doresc să călătorească în Spania cu avionul că pe data de 8, respectiv 9 septembrie, activitatea pe aeroportul lui Iudin Bilbao va fi afectată din cauza grevei personalului de la Sol al companiei Iberia. Cetățenilor români li se recomandă să consulte site-urile oficiale ale companiilor aeriene pentru a se informa asupra stării zborurilor programate. MAE mai recomandă consultarea paginii de internet madrid.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește în Siguranță, care oferă informații și sfaturi de călătorie. România rămâne cel mai important exportator de grâu din Uniunea Europeană, cu livrări de 1,4 milioane de tone în perioada 1 iulie-2 septembrie. Nu o spune Petre Daia, ministrul Agriculturii. Datele vin chiar de la Comisia Europeană. Țara noastră se situează chiar înaintea Franței, statul cu cea mai mare producție agricolă din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Comisiei Europene, exporturile de grâu ale Uniunii Europene au continuat să se intensifice în ultima săptămână. Iar această creștere a făcut ca totalul pentru perioada 1 iulie-2 septembrie să ajungă la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decât în intervalul similar al anului trecut.
Astfel, România rămâne cel mai important exportator de grâu din Uniunea Europeană, cu livrări de 1,4 milioane de tone într-o singură lună. În mod tradițional, Algeria este principala destinație pentru grâul provenit din UE. Însă, în intervalul 1 iulie-2 septembrie 2019, Arabia Saudită i-a luat fața. Mai mult, potrivit Comisiei Europene, în sezonul 2019-2020, exporturile de grâu din Europa ar putea să se situeze undeva la 26,6 milioane de tone, în creștere cu 18% față de sezonul trecut. Cât despre producția grâului din acest an, acesta ar trebui să fie de 143 de milioane de tone și ea în creștere față de sezonul 2018-2019. Apariție surpriză într-o pădure din Munții Neamțului, angajații Rom Silva au dat nas în nas cu doi pui de râs care și-așteptau mama. Captivați de frumusețea micuților, aceștia i-au filmat și au postat imaginile pe internet, iar clipul a devenit viral pe rețelele de socializare. Angajații de la Rom Silva, direcția Silvică Neamț, se aflau într-o acțiune de monitorizare în Munții Neamțului când pe malul unui râu de munte au descoperit puii de râs. Aceștia își așteptau cu nerăbdare mama, care era plecată după hrană. Angajații Rom Silva s-au retras și au supravegheat puii de la distanță, până ce femeia și-a recuperat în siguranță cei doi pui și a plecat cu ei în pădure. Râsul este cea mai mare felină din Europa, atingând greutatea de până la 40 de kilograme și o lungime de peste un metru. Este un carnivor extrem de discret, rar putând fi văzut de oameni în mediul natural. Populația de râs din România a crescut considerabil în ultimul secol. În prezent, țara noastră are una dintre cele mai mari populații de râs din Europa. Râșii sunt și prădători foarte eficienți. Ei se deplasează fără zgomot și atacă prada pe neașteptate. Au auzul și mirosul fin și, de asemenea, au o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori ies la vânătoare. În direct vedem acum ce s-a mai întâmplat și în plan extern. Confuzia politică aduce Marea Britanie în pragul haosului. Opoziția de la Londra a obținut controlul asupra Parlamentului pentru a bloca planul premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană fără un acord. Această manevră politică, sprijinită de câțiva conservatori rebeli, îi va permite opoziției să stabilească agenda politică a Parlamentului. Asta în pofida avertismentului formulat de șeful guvernului, care a promis că va declanșa alegeri anticipate dacă votul din Camera Comunelor îi va limita opțiunile privind Brexitul. Moțiunea prin care opoziția urmărește să ia controlul asupra Brexitului a fost inițiată de partidele laburist și liberal-democrat, la care s-au aliat câțiva conservatori rebeli. La capătul unei dezbateri de urgență foarte disputate, 328 de membri ai Camerei Comunelor au votat în favoarea moțiunii, iar 301 s-au pronunțat împotrivă, informează mass media britanică. După obținerea controlului asupra Brexitului, în pofida obiecțiilor premierului Boris Johnson, opoziția va încerca miercuri să adopte o lege care l-ar obliga pe Johnson să ceară Uniunii Europene să amâne Brexitul până la 31 ianuarie 2020. Johnson susține că această amânare ar forța Marea Britanie să se predea Uniunii Europene și a precizat că nu va accepta niciodată acest lucru. It is Jeremy Corbyn's surrender bill. That's what it is. It means running up the white flag. The bill's shameful. There are no circumstances in which I will ever accept anything like it. La rândul său, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat că parlamentarii încearcă să-l împiedice pe Johnson să joace ruleta rusească cu viitorul acestei țări. He isn't winning friends in Europe. He's losing friends at home. This is a government with no mandate, no morals, and as of today, no majority. Pe de altă parte, Partidul Conservator a pierdut marți majoritatea în Parlament după ce conservatorul Philip Lee a demisionat din partid. În replică, premierul a declarat că Partidul Conservator va propune o moțiune pentru convocarea de alegeri anticipate. Boris Johnson a sugerat anterior că alegeri anticipate ar urma să fie organizate în data de 14 octombrie. Ca urmare a votului dat în favoarea moțiunii opoziției, 21 de parlamentari conservatori, inclusiv fostul ministru Philip Hammond și un strănepot al lui Winston Churchill, vor fi expulzați din partid. Scena unor frământări politice fără precedent în ultimii 300 de ani, Marea Britanie rămâne totuși țara umorului sec. Dovada vie a acestui fapt este conservatorul Jacob Rees-Mogg, care, marți seara, în timp ce Camera Comunelor dădea în clocot în timpul dezbaterii moțiunii prin care opoziția încerca să blocheze planul premierului pentru un Brexit fără acord, dormea tolănit pe un
din băncile rezervate partidului aflat la putere. Nepăsarea alesului conservator și atitudinea disprețuitoare afișată de acesta a stârnit revolta colegilor din Parlament, dar și un val de critici online, imaginea în care acesta apare ocupând 3 locuri, devenind viral. Marți seara, în Camera Comunelor, se desfășura o dezbatere cu miză enormă asupra viitorului Marii Britanii. Însă pentru parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg, toată această furtună politică declanșată de parlamentarii opoziției care l-au atacat pe premierul Boris Johnson pentru a prelua controlul asupra Brexitului, nu pare să-i fi tulburat vreo clipă liniștea. Într-o poză demnă de membrii celebrului grup comic Monty Python, alesul și-a petrecut cea mai mare parte a timpului întins pe banca guvernului. Revoltați, colegii l-au acuzat de dispreț față de parlament și față de oamenii pe care acesta îi reprezintă într-un moment critic pentru țară. La un moment dat, o colegă de la Partidul Verzilor, Caroline Lucas, se enervează și îi atrage atenția în timp ce alți parlamentari îi strigă ridică-te. Now there's been a lot of talk about democracy tonight and the leader of the house, who I have to say with his body language throughout this evening has been so contemptuous of this house and of the people. And for the benefit of Hansard, the leader of the house has been spread across around 3 seats, lying out as if that was something very boring for him to listen to tonight. O altă colegă l-a calificat pe Rees-Mogg drept întruchiparea aroganței, a suficienței, lipsei de respect și dispreț față de Parlament. Criticile virulente la adresa sa au continuat în online. Justiția slovacă a dispus încetarea mandatului unui membru al Parlamentului pentru afirmații rasiste la adresa romilor. Mai mult, parlamentarul a fost condamnat și are de plătit și o amendă de 10.000 de euro. Verdictul pronunțat marți de Curtea Supremă din Bratislava împotriva parlamentarului naționalist Milan Mazurek vine la capătul unor proceduri judiciare care au început în anul 2017. Mazurek, care este membru al partidului Kotleba, Partidul Poporului Slovacia Noastră, a fost obligat de instanța supremă și la plata unei amenzi de 10.000 de euro pentru declarațiile considerate de justiție ca fiind înjositoare la adresa romilor. În cursul unei emisiuni radiofonice difuzate în 2016, el a denunțat ceea ce a numit teroarea țiganilor împotriva oamenilor decenți și a catalogat pe membrii comunității rome drept paraziți. Mazurek a mai declarat că romii nu fac nimic pentru națiunea slovacă și nu contribuie cu nimic la bugetul de stat sau la cultură și că aleg să duc o viață antisocială, profitând de sistemul de asistență socială. Pentru aceste afirmații, el a fost condamnat anul trecut la o amendă de 5.000 de euro. Însă Mazurek a înaintat recurs față de această sentință, calificată de partidul său drept ilustrarea unei justiții politizate. Spre surpriza sa, Curtea Supremă nu doar că a menținut decizia primei instanțe, dar i-a dublat amenda și l-a lăsat fără mandatul din Parlament. Vicepreședintele american Mike Pence a început cu stângul vizita în Irlanda după ce a postat pe Twitter un mesaj în care era afișat steagul Coastei de Fildeș. În mesaj numărul 2 de la Casa Albă mulțumea președintelui Irlandei pentru primirea călduroasă. Greșeala a fost rapid sancționată de internauți care l-au ironizat pe politicianul republican. Nu este pentru prima oară când Pence gafează astfel. În anul 2017, vicepreședintele american a confundat steagul Nicaraguay cu cel al Israelului și l-a afișat în 2 mesaje de sprijin pentru poporul evreu, publicate de asemenea pe Twitter. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi. În câteva minute începe Talk B1 cu Laurențiu Botin, iar noi ne revedem la ora 15, când vă aștept din nou. Pe curând!